seara, doamnelor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studiourile Onset HDV. Campania electorală se încinge și încep să apară avertismentele, dar și promisiunile. Invitatul meu din această seară ne va spune cum va reuși partidul pe care îl reprezintă să se țină de promisiuni și nu unele mici. De exemplu, astăzi PMP a anunțat că își dorește construirea a 1000 de grădinițe în România, unde puterea n-a reușit niciodată acest lucru. Poate ne va explica în această cum va fi posibil domnul Mihail Neamțu, președintele filialei Timiș a PMP și candidat la funcția de deputat. Bună seara, bine ați revenit la Press Alert. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Domnule Neamțu, domnul Tomac în astăzi a anunțat câteva chestiuni extrem de importante din platforma dumneavoastră, program și din programul de guvernare viitor. Spunea că va milita pentru votul electronic, pe de altă parte spunea că este nevoie de soluții rapide, de o nouă lege privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate, asta după tragedia de la Piatra Neamț, și construirea minim 1000 de grădinițe și creșe, ambițioase țintele PMP. Păi fără ambiții nu ajungi departe nici în sport, nici în politică, nici în viața profesională. Trebuie să-ți pui o țintă cât mai înaltă pentru ca apoi să fii mobilizat de acea țintă, de acel obiectiv. Personal, cred că multe din aceste grădinițe pot fi făcute în parteneriat public-privat. Vă dau un singur exemplu. Suntem în Timișoara, da? Se construiesc foarte multe blocuri, cartiere rezidențiale, se construiesc foarte multe case. Din punctul meu de vedere, după modelul polonez sau modelul unguresc, și am studiat chestiunea, acolo unde, să zicem, se construiesc peste 200 de apartamente și sunt locuri unde există o asemenea concentrație, sau putem spune 150 de apartamente, municipalitatea poate să vină să discute cu respectivul constructor și să discute despre posibilitatea de a face o grădiniță pe banii, până la urmă, companiei. Nu cred că e o problemă, pentru că și constructorul dorește să aibă facilități și această poveste poate fi repede parcată. Ce mi se pare cu adevărat relevant și greu de făcut doar prin implicarea mediului privat este reforma sistemului de sănătate. Aici, știți foarte bine, acum 10 ani de zile s-a decis în mod dramatic soarta unui guvern. Guvernul Boc, practic, a căzut pentru că liderul de atunci al României, Traian Băsescu, presa insista ca printr-o asumare de răspundere România să aibă un sistem de sănătate deschis. Ce înseamnă un sistem de sănătate deschis? Noastră aveți un telefon, văd că aveți un telefon pe masă, nu? Și noastră. Serviciile noastre de telefonie sunt oferite de o companie, corect? Nu-mi place compania dumneavoastră, mă duc spre alta. Și mi-au eu un alt telefon, poate cu un tarif mai bun, poate pentru vârsta mea se potrivește, poate pentru bugetul meu este mai adaptat, nu? Ceea ce găsesc la o altă companie. Această competiție, în orice lume, competiția între companiile care îți oferă servicii de telefonie, companiile care îți oferă servicii de bunoară transport, nu? Aviație și așa mai departe. Competiția este mama progresului în lumea liberă. În România avem o vacă imensă, numai bună de mulți, de către baronii din sănătate, și sunt o grămadă, stați liniștit, o vacă care consumă 7 miliarde de euro pe an și care este Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Suntem aici în Banat, suntem la granița cu Serbia și cu Ungaria. Eu personal am stat de vorbă cu 10 de transportatori din regiune și îmi spun așa: domnul Neamțu, eu dau faliment dacă la fiecare trecere de frontieră eu trebuie să vin cu un test COVID pentru șoferul meu, eventual pentru al doilea șofer, că uneori sunt doi care pleacă, și să mă întorc peste 3 zile și iarăși să o fac de la capăt. Uneori, pentru un simplu șofer, da, o companie trebuie să mai găsească un buget de sute de euro pe lună, și asta este doar, să zicem, o chestiune curentă care arată cât de mult e împovărat românul în țara lui de acest sistem de sănătate pe de o parte și de costurile legate de sănătate pe de altă parte. Din păcate, Casa Națională de Asigurări nu-i acoperă nici măcar 80%. Aici e o chestiune de decizie politică.
Iar guvernul PNL, în care și PMP are niște secretari de stat, dacă nu mă înșel, nu ia nicio măsură. Fiind la guvernare, fiind în spectrul, în arcul guvernamental, PMP le-a cerut celor din PNL să reglementeze și să devină toate aceste teste deductibile? Noi punem presiune, dar suntem un partid acum în Parlament cu o forță, ai vreau să fiu onest, mică. Cu 18 parlamentari nu poți să faci mare lucru. Cu 40-45 de parlamentari, care ar fi proiecția de acum, cel puțin din sondaje, PMP-ul a crescut de la ultima noastră întâlnire, suntem undeva la 8,5% pe național. Cu 40 de parlamentari care înțeleg reformele pe care Traian Băsescu a dorit să le facă. Și repet, reiterez principiul de bază. Competiție între furnizorii de asigurări de sănătate. Competiție. Noastră, dacă vreți mâine să nu mai dați bani la Casa Națională de Asigurări, nu puteți. Sunteți obligat. Spuneți, domnule, eu de mâine sunt nemulțumit de Poșta Română, nu mai vreau să lucrez cu ea. Uite, asta se poate. Și mergeți, nu dau nume, da? La o companie alternativă. De curierat rapid. Aveți 6-7 companii în România de curierat rapid. Deci Poșta Română se află sub presiunea concurențială și foarte bine, pentru că asta e capitalismul. Din punctul meu de vedere, și Poșta trebuie reformată. Dar uite că sistemul de sănătate nu e sub o presiune concurențială ca să demantelăm aceste cangrene din zona de rețea, mai ales baronială, a, o să zic direct, unor lideri politici care își numesc în deconcentrate tot soiul de oameni bine puși, rețea baronială care înseamnă firme abonate la banul public. De pildă vă dau un exemplu. Nu? Un spital mare are niște firme abonate care se ocupă de curățenie. Și managerul spitalului se uită foarte atent, nu, când firma respectivă trebuie să câștige un contract. Și e răsplătit pe măsură. Și nu în ultimul rând, cred că există, din păcate, cu toată dragostea pe care o port acestei bresle fantastice, a fi medic este un lucru sfânt, totuși există și oameni din sistem, medici, care au făcut un compromis și care, din păcate, au pus era să zic clientul, dar pacientul e mai important, pe locul 2 sau 3 sau 4. Așa s-a ajuns la tragedia de la Colectiv, așa s-a ajuns la tragedia de la Maternitatea Giulești, așa s-a ajuns la tragedia cea mai recentă de la Piatra Neamț. Și dau acest simplu exemplu, domnul Boța, suntem amândoi de aceeași vârstă aproape, da? Gândiți-vă, e aberant, ai un om cu arsuri mari, da? Care nu poate fi, un om, nu 100, unul, nu poate fi tratat în România, trebuie trimis în Belgia. Deci tu ai putea rezolva chestiunea aceasta la un zbor de 30 de minute de la Piatra Neamț la București. Și dacă ai avea un spital bun pentru oameni arși, ai rezolvat problema și nu o rezolvi la atâți ani de la Colectiv, dar l-ai tot pe Arafat, la butoane. Unde? Fix. Arafat e la DSU-ului, la Ministerul Sănătății. Bun, nu. Plus că între timp s-au schimbat și Arafat, guverne și puteri politice. Dar el nu s-a schimbat. El a rămas acolo, la interfața între sistemul public de sănătate și tot ceea ce înseamnă cazurile de urgență. Omul acesta s-a opus vehement ideii de competiție în sistemul public de sănătate. Raed Arafat a făcut foarte mult rău României. Din punctul meu de vedere, un om, că se numește Raed Arafat, că se numește altcumva, nu poate, dacă există o putere politică hotărâtă, să schimbe lucrurile în sănătate. Pe de altă parte, eu personal cred că dacă în România am fi avut mai mulți Raed Arafat, care în fiecare în zona lui de competență ar fi făcut lucruri, cum a creat acest sistem smurd, Raed Arafat, și care a salvat nenumărate vieți acest sistem și acest mix găsit, da? Cu pompieri, cu ambulanță, tot acest sistem fabulos. Și eu mi-aduc aminte cum se intervenea la accidente în primii ani ai mei de presă, și cum s-a ajuns acum să se intervină și câte vieți sunt salvate. Dar pe banii noștri, să nu vă imaginați că e foarte bine pe banii noștri, dar vă spuneam că mi-aș fi dorit, uitați cum există Raed Arafat pe zona de sănătate, pe zona de intervenții de urgență, mi-aș fi dorit să avem Raed. Sunt paramedici acolo, nu sunt medici. Sunt și medici, au și terapie, unități de terapie intensivă mobilă, au tot ce vreți la smurg, inclusiv elicopterele. Și smurdul, să nu uităm că este integrat
în structura mea aici și e parte a statului român, practic. Pe de altă parte, spun că mi-aș fi dorit... Principala sursă de corupție în România, statul român, continuați, vă rog, că e interesant. Păi, statul român. Acum, da, principala sursă de corupție. Condusă 8 ani de zile de Traian Băsescu, care n-a reușit să... Păi, cu siguranță, dar vorbeam acum despre corupția din ministere și corupția din sistemul public de sănătate. Dar vă mai spun ceva. Mi-aș fi dorit, de exemplu, să avem un Raed Arafat, uitați, și în zona de învățământ și în zona economică, să vedem că se schimbă lucruri și se întâmplă lucruri. Dați-mi voie să am îndoieli cu privire la distinția între PR, adică public relations, promovarea unei imagini și realitate. Eu mi-amintesc că, de pildă, Aura murea și Ponta chefuia în contextul în care a căzut, țineți minte, un avion în munții Apuseni, sistemul lui Raed Arafat nu prea a reușit să localizeze avionul după multe, multe ore de la întâmplarea respectivului accident. STS-ul. Mă scuzați, nu mai, acum, tot timpul parcăm problema când e o problemă, problema la STS, când e o victorie, victorie la Raed Arafat. Nu e adevărat. Și sistemul lui Raed Arafat nu este infailibil, are, a dat și erori, au mai fost și probleme, dar acum să cred... Nu, domnule, la nu colectiv, la colectiv, cum a funcționat sistemul lui Raed Arafat? O secundă. Vă spun, a funcționat? Vă întreb. Nu vă întreb. Dacă nu a funcționat bine... Nu ați văzut bine, haosul, că au apărut imaginile după acord, 5 ani. Dar vă întreb. Păi nu de, de ce clasa politică? Raed Arafat e un secretar de stat. Boța, eu vă întreb altceva. Deci un eu vă zic de colectiv de și nu asta vreți să trecem peste. Nu trecem. Vă spun așa. După ce s-a schimbat puterea politică în România, vă întreb, de ce Raed Arafat, care e secretar de stat, numit până la urmă cu semnătura unui premier, nu a fost schimbat de alții, de cealaltă parte a spectrului politic. Traian Băsescu a încercat să-l schimbe și omul care îl susținea pe Victor Viorel Ponta, Raed Arafat, la el mă înțeleg, la el mă refer, acest reprezentant al sistemului, care în tinerețea lui doar a luptat împotriva sistemului, el de mult e mufat la sistem. Nu știți care sunt sumele care se vehiculează la achiziții directe în sistemul pe care îl patronează Raed Arafat? Există miliarde de euro. Există probe ale corupției. De ce nu faceți o plângere la DNA? Dați-mi voie să spun atâta. Pentru mine există și corupție legală. Înțelegeți? Pentru mine, de pildă, când tu ești stăpân al unui sistem de 15 ani de zile și ești neclătinat, domne, ești neatins de o tragedie precum Colectiv, care s-a petrecut sub ochii lui Arafat. Era acolo. Nu ați văzut cum erau mutați oamenii arși în noaptea teribilă care a urmat tragedie de la Colectiv? Cum erau mutați, ce haos era acolo între pompieri, jandarmi, paramedici, cum nici măcar drumul n-a fost foarte bine așternut. Deci dați-mi voie să mă îndoiesc cu privire la marile performanțe ale Arafat în contextul în care, repet, Colectiv este una dintre cele mai mari tragedii care s-a petrecut sub ochii lui. Marele șef, Ayatollahul sistemului de urgență din România. A se scuti cu un miliard de euro pe an, cu un miliard de euro pe an și eu și dumneavoastră puteți cumpăra elicoptere. Mare, mare performanță că ai luat elicoptere din bani publici. Că dacă îi făcea el, dacă banii ai făcea el, eram și eu dat pe spate. Dar bun. Vreau haide să ne întoarcem la tragedia de la Piatra Neamț. Pe lângă criza de sistem, asta înseamnă lipsa de transparență în cheltuirea banului public, abuzurile care se fac atunci când vine vorba de Casa Națională de Asigurări, bineînțeles, unidirecționarea fondurilor noastre private către această vacă de mulți. Pe lângă toate lucrurile pe care am spus despre Arafat și despre carențele sistemului de urgență, dați-mi voi să adaug al treilea element care ține de cultură și de corupția politică PSD-istă din Neamț, dar ține de cultură. E vorba de cultura lucrului bine făcut. Domnule, deci la noi în România se moare pentru că unul a uitat să scoată din priză un cablu. În România se moare pentru că un altul a uitat să lase ușa deschisă în caz de ceva, să se poată interveni măcar din partea pompierilor. Deci avem o problemă de mentalitate. Acest blestemat lasă că merge și așa, ne urmărește. Și de-aia eu zic, slavă Domnului că suntem în Banat, mai avem totuși speranță, fiindcă în această parte de lume unde noi ne aflăm, cred că există o altă cultură. Există o cultură a excelenței. Eu am văzut în Banat oameni dorni să facă lucrurile ca la carte, nemțește dacă vreți.
Și poate și pentru că tocmai am folosit această expresie, da? Să facem lucrurile nemțește, poate pentru că există această așteptare, românii l-au făcut pe Klaus Iohannis președinte, ba l-au făcut și pe Dominic Fritz primar, deși nu mi-e clar ce a făcut Dominic Fritz major în viața lui înainte de a ajunge primar. Dar slavă Domnului, românii nu sunt xenofobi, sunt deschiși și vor să vadă lucruri bine făcute nemțește de către inclusiv oameni care au mai puțină experiență. Cert este însă că modelele de bună practică din vest, și aici mă gândesc cu respect, cu mare cinste, la, de pildă, Ilie Bolojan, primarul din Oradea, sau poate alte localități. Uite, Dudeștii Noi. Uite, eu să fiu onest cu dumneavoastră. Domnule, eu am scris despre Dudeștii Noi, o localitate mică, unde Alinica a făcut minuni, a absorbit, cred că, peste 10 milioane de euro, a creat 1000 de locuri de muncă. Domnule, eu eram un simplu comentator, ca să zic așa, acum câțiva ani, am observat chestiunea aceasta și am scris despre ea. I-am și spus domnului Nica, uitați, eu scriam despre dumneavoastră înainte ca să ne cunoaștem personal. Deci când ceva bun se întâmplă, sunt primul care să aplaude. Ce mă deranjează însă, este că aceste modele de bune practici, adică în loc ca noi, cei din vest, din Banat, din Transilvania, să exportăm la București aceste modele de bună practică, în loc să-l vezi, mă scuzați, o să zic direct, în loc să-l vezi, domnule, pe Bolojan prim vicepremier. Dar de ce nu premier? Sau premier. Nu sunt eu în PNL să decid. Bun, sau premier. În loc să vezi aceste modele de bună practică exportate la București, știți ce vedeți? Modele de proastă practică exportate de la București aici, la Timișoara. Nu mai revin asupra cazului faimos, locul 1 la Senat, apărătorii penalilor, trecem peste cu subiectul Bogdan Olteanu, din jenă, nu mai spun încă o dată. Ce-i mai grav e că în Timișoara, apărătorii numărul 1 a ideii de reformă, luptă împotriva hoției și așa mai departe, a uitat de colectiv, a uitat de miile de infractori eliberați de PSD în spațiu liber, în spațiu public, mă refer la cei care au fost violatori, tâlhari, criminali, poate și găinari, și care pe recursul compensatoriu au fost eliberați de Dragnea. Dom'le, USR-ul a uitat de chestia asta, de răul făcut de PSD cu legile justiției, și văd că prin județ așa se discută, ba la Cenad, ba la Timișoara, ba prin Dumbrăvița, am înțeles, se discută cu PSD-ul ca și când USR și cu PSD sunt frați, știți? Dar adică... mai e și combinația cealaltă, PSD cu PNL, să nu uităm. Că, de exemplu, la Giroc, acolo e... Sunteți ziarist, eu nu mă ocup de asta, eu aflu informațiile mai târziu decât dumneavoastră. Păi vă spun că există și varianta cealaltă. Dar să nu uităm că la Timișoara... Asta e mlaștina. Pentru mine asta este mlaștina, înțelegeți? Oameni fără convingere. Tu dai la televizor bine, tu, Barna, ne vorbești despre lupta împotriva hoției și în teritoriu îl lași pe Fritz. Dar încă o dată, Fritz mi se pare un naiv. Eu cred că Fritz e folosit de consilieri. Cred că Fritz n-are autoritate, sincer. Eu vă spun, mi se pare un biciclist așa pierdut în trafic, un băiat bun care încearcă să-i mai potolească, dar n-are cum, n-are forța unui om politic care să-și potolească cerberii. Ăștia... Dar cine sunt cerberii lui Dominic Fritz? Păi ăștia care tot timpul vorbesc despre o Românie fără hoție și bat palma cu PSD-ul. Nu i-ați văzut? Când eu, de pildă, am fost într-o discuție la București despre bunoare primăria celui mai important oraș, funcția de viceprimar, nu? Trebuia să revină unui PMPist. Dom'le, oricine, dar nu Neamțu. De ce? Pentru că am mai citit și eu o carte, pentru că mă pricep puțin la cultură. Și acum, unde este funcția de viceprimar? Deci useriștii sunt, din punctul meu de vedere, sunt teribil de scandalagii și au un soi de agresivitate direct proporțională cu incompetența. Dar aici, apropo de a bate palma cu PSD-ul, Dominic Fritz declara înainte de vot că roagă toate partidele politice să voteze viceprimarul propus de USR pentru a avea un ajutor. Adică n-a fost nimic ascuns, iar același viceprimar a fost votat și de PNL. Deci putem spune că și PNL a intrat în jocul ăsta? Departe de mine de a face analiza internă, nu e treaba unui lider de la PMP să analizeze viața de partid a USR-ului sau a PNL-ului. Sunt oameni maturi și într-un partid și într-altul care pot discuta această chestiune. Pe mine mă șochează altceva. Repet, noi acum ne pregătim pentru alegeri parlamentare. Trebuie să trimitem la București, ne place sau nu ne place, acolo e capitala, mi-ar fi plăcut să fie la Alba Iulia, trebuie să trimitem la București niște oameni. Eu, de preferat, nu, aș fi dorit să vedem acolo niște oameni onești, oameni pricepuți,
Oameni care nu închid ochii atunci când Florin Ciordache, absolventul faimos de la Bălți și ministru al justiției pe vremea lui Dragnea, trebuie să câștige o funcție. Eu mi-aș fi dorit ca acolo să existe oameni care nu închid ochii atunci când Bădălău trebuie să fie recompensat de către PSD. Și aici iarăși mă refer la colegii de la USR. Mi-aș fi dorit să văd oameni bătăioși care ceea ce spun la București îmbrățișează și în teritoriu. Și vă mărturisesc, eu am avut, uite, vreau să fiu foarte onest cu dumneavoastră. Eu am avut discuții foarte drastice la București cu unii dintre colegii mei de la PMP. Și ne-am spus, măi, unii dintre voi, nu toți, ca să fiu onest, nu toți, dar unii dintre voi poate ați avut un soi de deschidere naivă față de doamna Firea. Ați discutat cu ea ca și când i-ar fi un partener de bune intenții. Ați greșit, da? Eu mi-am confruntat colegii când s-au apropiat prea mult de anumite zone toxice ale politicii. Eu nu pot să înțeleg cum domnul Friț stă nepăsător când aude că la Dumbrăvița, că la Timișoara, că în alte locuri, la Cenad, am înțeles, se discută deschis între USR și PSD. Eu nu cred că pentru asta s-a făcut revoluție în 89. La Dumbrăvița există... În 89... O secundă. Noi... Da. La Dumbrăvița, USR îi trebuie, ca și la Timișoara, un singur vot ca să aibă majoritate simplă și acolo Pro-România și-a anunțat o susținere pe față pentru cine va fi viceprimar. PSD-ul n-a spus nimic, mai există UDMR, dacă nu mă înșel, dar se vorbește și de o alianță la Consiliul Județean, că și de aici a apărut războiul, că tot pomenim de războiul USR-PNL, a existat și există în spațiu public informații că PNL așteaptă să treacă 6 decembrie pentru ca la Consiliul Județean să-și pună 2 vicepreședinți cu sprijinul Pro-România. Bun. Cum vedeți această mișcare? Domnule, Pro-România este istorie. Slavă păi Domnului. În Timiș... Nu, dar vrem, după parlamentare nu o să mai există. Păi, bun, asta spuneau PSD-ști aseară, noul lider al PSD Timișoara spunea că există nu se știe dacă... Există lider în PSD? N-am știut. Există? Da. Cine? Domnul Ritivo, e tânăr. O să-l căutați, el e consilier județean. Dar asta și spuneam. Și ce este? Lider... Noul numit la PSD Timișoara lider interimar. Domnule, liderii se aleg, nu se numesc, să știți. Asta e o mă rog, președinte, ziceți cum vreți. Și nu ați fost numit. N-ați fost încă ales la Timișoara. Așa este. Revenind, aici e discuția. Se discută foarte mult, cum vedeți, pentru că discuția era la Consiliul Județean, cum vedeți această majoritate PNL Pro-România la Consiliul Județean? Încă o dată, din punctul meu de vedere, astea sunt niște supoziții. Câtă vreme Pro-România se prăbușește în sondaje, ALDE Pro-România este o ficțiune, în primul rând, doctrinară. Până la urmă, liberalismul cu socialismul au fost vechi inamici, iară să-i pui în aceeași barcă, numai Tăriceanu cu Ponta se mai puteau gândi la asta. Oamenii aceștia sunt în criză de imaginație în primul rând și de soluții în al doilea rând. Sunt oameni care au calamitat România. Tăriceanu a făcut de râs brandul acesta PNL și a împins PNL-ul aproape de PSD. Eu n-am să uit cum Crin Antonescu și alți oameni din jurul domniei sale, inclusiv Alina Gorghiu, erau bot în bot cu PSD-iștii prin 2012 și aplaudau, atenție, prăbușirea proiectului de reformă a sistemului de sănătate în condițiile în care Raed Arafat era în conflict direct cu Traian Băsescu. N-am să uit asta, nu știu, ăsta e păcatul meu. Mai am și eu memorie, da? Pe de altă parte, eu spun așa, avem perspectiva unei guvernări robuste, PNL, PMP. PMP este un partid care pune accentul puternic. Și va ajung, cele două partide vor face nu, mai există și UDMR, mai există și minorități. Mai există și minorități. Și crezi că e suficient? Eu cred că asta e soluția ideală. Eu vă spun ceva, bagă-ți USR-ul în casă și vei avea scandal toată ziua. Păi, USR-ul oricum este o față plăcută care acoperă o incompetență crasă, în general. Hai să fim serioși. Adică eu m-am uitat acum la povestea asta cu băiatul ăsta de la Brașov. De ce era necesar să spună că a absolvit o facultate pe care, nu numai că n-a absolvit-o, dar din care a fost exmatriculat? Primarul USR de Brașov a spus că el a absolvit o facultate. Adică a făcut ce a făcut Ponta. Ponta a zis că e doctor, da? L-am dat în judecată împreună cu Adrian Papahagi, l-am dovedit ca fiind un mincinos și un plagiator. A venit ăsta de la USR la Brașov și a spus că el a absolvit automatica. El nu numai că nu a absolvise, nu a absolvit-o nici suma cum laude, că de regulă știți, îți place să fii condus de oameni foarte buni în domeniul lor, da?
Vă place, nu vă place, Traian Băsescu a fost vârf de generație între marinari, între ofițerii de marină. A fost vârf de generație. La 29 de ani conducea vasul Biruința. A fi bun, a fi foarte bun este o condiție, zic eu, pentru excelență inclusiv în administrație sau în politică. Dar mă întorc puțin. Și după aceea ce s-a dovedit? Nu numai că nu absolvise facultatea, e cam bancul ăla de la Radio Revan, știi? Nu i s-a dat, i s-a luat. Deci el fusese exmatriculat. De ce asta? De ce nevoia asta de falsificare, vă întreb? De ce nevoia asta de falsificare în anumite zone useriste? Iarăși, ei au spus așa, în timpul campaniei la prezidențiale, respectăm valorile poporului român, după care am văzut că încep să defileze. Ba, nu pun mâna pe Biblie, că Biblia, probabil că e un text pentru ei maculat. Ba, renunță la expresia așa să-mi ajute Dumnezeu, pentru că Dumnezeu pentru ei nu există. Ba, vin acum, ați văzut, cred că, expoziția din Piața Libertății, nu? Nu. N-ați văzut expoziția? Nu. Oh, păi cum? Ratați momente culturale de mare însemnătate. Păi cum? E o expoziție, se numește Toleranță. Bine, nu vă așteptați acolo să vedeți portrete ale marilor savanți. Nu cred că vă așteptați să vă întâlniți acolo cu Traian Lalescu, cu un matematician bănățean. Sper că nu vă așteptați să vedeți portretul lui Mihai Șora, născut aici în Banat. Nu veți găsi și nici o efigie a unor teologi care au plecat de aici, inclusiv Daniel Ciubote a plecat din zona Lugoj, nu? Nu. Nu oameni de cultură, nu. Veți găsi, de pildă, prapori bisericești pictați cu culorile curcubeului, pe care curcubeul l-a văzut probabil Dacian Cioloș în timp ce conducea tractorul. Că asta face Dacian Cioloș, el conduce tractorul și se uită pe cer și vede curcubeul. Ei, lăsați că, apropo de tractorul, mi-aduc aminte de fotografia de pe contul Elenei Băsescu, care era cu flyerul ei la Turela excavatorului, dar nu era nimeni în excavator, nu știu, cam ne inspira fotograful. Nu știu la ce vă referiți. A apărut, dar apropo de USR... Deci expoziția din Piața Libertății este un nou triumf, da? Pentru că acolo, de pildă, am văzut un bărbat de 62 de ani cu ruj pe buze, așa, cum să spun, un model de masculinitate pe care să-l prezinți înainte de Crăciun copiilor. E extraordinar manifestul ăsta. Aplaud bunul gust al noi administrații din Timișoara. Este extraordinar. Credeți că postul Crăciunului, timp... stați să spun așa, ca în postul Crăciunului să faci două chestii. Să tai crucile de pe catedrală, ați văzut, da? Într-o ilustrație făcută. Nu are nicio legătură cu noua administrație, asociația culturală. Sunt prieten. Dar e minunat. Deci să dăm jos crucile de pe catedrală, că, domnule, crucile alea, adică sunt medievale, probabil. Oricum a participat acest rege Mihai la inaugurarea catedralei. Adică cine? Regele Mihai, ultimul suveran al României. Și pe lângă asta, deci pe lângă eliminarea crucilor din reprezentările oficiale ale Timișoarei pentru anul cultural, văd că al doilea lucru pe care l-a făcut administrația, noua administrație, este să inaugureze această expoziție Toleranță, cu o invitație la transgenderism. Să știți că astea sunt prioritățile, da? Deci nu cumva să credeți că pentru noua administrație prioritatea, pentru consilierii USR, prioritatea o reprezintă fermierul român care n-are unde să vândă bunoare. Dar consilierii locali din Timișoara nici nu prea o treabă cu fermierii. Încă o dată, priorități, da? Priorități ale noi administrații. Deci, nu piața pentru fermierul din Lovrin sau pentru producătorul agricol din, eu știu, Giarmata, nu pentru oamenii aceștia. A făcut Dominic Crici și a putut și el, da, o secundă. Ce a putut? A făcut cu un fostul director, au găsit soluții, au scos acele căsuțe de Crăciun să stea producătorii. Asta e, până la urmă, guvernul PNL... E bine. Și PMP a spus nu în piețe închise, încearcă oamenii să găsească soluții. Dar, apropo că discutam și nu vreau să trecem... Nu trecem prea ușor peste că vorbeați de un guvern PNL. O secundă, stați puțin. Numai Arafat, care nu merge niciodată la piață, are ideile astea. Pe cuvântul meu de onoare. Deci, birocrația ăștia. Arafat, care nu are de crescut un copil. Arafat, care nu este căsătorit. Arafat, care nu are viață de familie. Omul ăsta vine nici nu și candidează. Spune închideți piețele. Păi nu, dar vă spun, oamenii ăștia, asta e problema. Birocrații. Ascultați-mă, dar birocrații ca birocrații, dar politicienii. E incredibil. Ăștia care n-au copii vor să-ți facă politicile de educație. Ăștia care nu au viață de familie... Nu l-am auzit pe Arafat că vrea să facă politică de educație. Nu, mă refeream la bruxelezii care acum sunt preocupați de educația sexuală. Dar haideți să ne întoarcem puțin la viitorul guvern. Ați văzut decizia Comisiei Europene în ultima vreme, nu? O secundă.
Să rămânem la viitorul guvern, că e important pentru cei care ne urmăresc, cine va conduce în următorii 4 ani. Bunul simț. Să vedem. Asta cu bunul simț în politică, mai greu. După cele petrecute în ultimii 30 de ani, USR, avertisment pentru Orban, DNA-ul pădurilor și celelalte măsuri de mediu sunt nenegociabile conform Mediafax, citându-l pe senatorul USR Mihai Goțiu, și spune domnia sa că, citez, afirm fără echivoc, mediul va fi una dintre prioritățile viitoarei guvernări. Punctual pot să dau doar un exemplu și îi transmit și domnului Ludovic Orban că înființarea și operaționalizarea DNA-ului pădurilor, așa, este una dintre condițiile USR Plus, în lipsa căreia nu putem avea o eventuală coaliție de guvernare. Condițiile anunțate încă dinainte de vot. Nu știu, cred că gândirea juridică a lui Goțiu, senator USR, e la fel de adâncă ca, nu știu, inteligența artistică a doamnei Firea. Adică zero. Pentru mine să faci un DNA al pădurilor când tu ai fapte penale prevăzute în codul penal, da? Bănuiesc că dacă te duci în pădure și furi, fapta se numește furt. Și furtul se pedepsește. Că e din pădure, că e din stufărișul Deltei Dunării, cred că domnul Goțiu trebuie trimis, nu știu, la clasă, la școală, în primii ani de facultate, la drept, să înțeleagă că există o universalitate a faptelor penale. Nu contează că ai, mă scuzați acum, o să fiu un pic tulburător, dar nu contează că ai comis o faptă gravisimă precum violul într-un câmp deschis sau că ai comis acest gest abominabil în casa scării. Se numește faptă penală, trebuie pedepsită. Pădurile fac parte fie din ocolul civic al Rom Silva, fie din proprietatea privată a unor cetățeni, dacă e vorba de furt din păduri și sunt primul care să condamne furtul sub orice formă, el trebuie tratat ca atare, cu codul penal. Nu înțeleg de ce această nevoie de a crea mereu structuri. Oricum sunt, după unii useriști, insuficienți procurori în România. Probabil că ar trebui să fie un procuror în spatele fiecărui om liber. Și probabil că fiecare om de acum înainte ar trebui să plătească salariul procurorului care îl urmărește. Cam ăsta e modelul de societate panopticon, așa, ca la... Apropo de procurori și de lege, PMP anunță că își dorește o lege anticlan. Așa este. Ce presupune această lege și de ce o lege anticlan? Din punctul meu de vedere, numai situația din ultimele 6-8-10 luni impune această măsură. Este evident că repatrierea unor persoane certate cu legea în România a scos la iveală o conivență, o relație de complicitate între structuri infracționale din România și structuri de putere. Fie că vorbim de poliție, fie că vorbim despre procuratură sau vorbim despre poate chiar servicii secrete, este clar că la un moment dat unii interlopi se poartă în această societate liberă numită România ca în codru. Și impresia asta că România este o țară care seamănă cu un sat fără stăpâni, este o impresie care, în primul rând, ne liniștește publicul, mai ales mamele, mai ales bătrânii, mai ales vârstnicii, dar nu numai atâta. Este o impresie care alungă investitorii, care alungă oamenii atrași de această Românie superbă. Infracționalitatea trebuie să nu mai fie tolerată, iar orice asociere, asta vreau să spun, cred că ăsta e sensul legii, n-am citit-o, aș minți să vă spun, am avut o discuție cu domnul Diaconescu care propune, pentru că este jurist, știți că domnia sa este nu doar fost ministru de externe, ci și jurist la bază, dar am avut o discuție în cadrul partidului și am înțeles că sensul legii este următorul: dacă tu ești prins în calitate de polițist sau, nu știu, reprezentant al autorității locale într-o complicitate, într-o apropiere nejustificată de elemente de infracționalitate din clanurile acestea, vei avea circumstanțe agravante, da? în contextul unei pedepse. Și sunt de acord că această extindere a clanurilor mafiote în România este impardonabilă, mai ales pentru un oraș ca Bucureștiu, și știu ce spun, sunt multe clanuri care domină inclusiv filiale de partid. În zona de nord a Bucureștiului, înspre Otopeni, dacă mergeți Ilfov, veți vedea că, de pildă, o întreagă filială a PSD-ului a fost capturată de un clan.
Pe de altă parte, vedem că există clanuri și la Timișoara. Și lucrul ăsta este uluitor. Pentru că un oraș central european, un oraș care s-a numit cândva Mica Vienă, un oraș al trandafirilor și aveau mulți prieteni și al îndrăgostiților, la PNL. Nu știu, sincer, păi, să fiu acum. Vă spun eu, Ioana Slău, directorul de la piețe, chefuia cu interlopii. Iar când a ajuns martor într-un dosar DICOT, a spus că sunt niște oameni de treabă, ei fiind cercetați și trimiși în judecată pentru trafic de cocaină, cămătărie, acte de violență. Nu l-am văzut de pe asta acest spun. Domn, ca să știu despre ce vorbiți. Citiți presele, că găsiți acolo toate datele. E important, din punctul meu de vedere, să tragem linie și să spunem atât. În secolul 21 e nevoie de o unire a tuturor forțelor și cred că aici mă refer la toate forțele politice, în primul rând, pentru a elimina acest flagel. Aș vrea să fie clar pentru cei care ne ascultă că interlopii sunt implicați în utilizarea inocenței copiilor noștri, în primul rând, a fetelor din România, în scopuri absolut mizerabile. Vreau să spun că unele fete ademenite la 14, 15, 16 ani, cu o excursie în străinătate, cu o vizită la, eu știu, Amsterdam și așa mai departe, ajung pe mâna acestor indivizi care le exploatează ani de zile. Avem de-a face cu o nouă formă de sclavie și cred că mai ales când vorbim despre copii, despre perioada aceasta între 12, 13 ani și 18 ani, statul român este obligat să protejeze inocența copilului. Apropo de statul român, domnule Neamțu, trebuie să discutăm această chestiune, că spuneați mai înainte de corupția din corupția instituțională. Că, da, statul generează corupție. O secundă, corupție. Avem situația deja celebră de la București, nu știu dacă o știți, o domnișoară cu nume de scenă Amy, dansatoare prin videoclipurile maneliștilor, a ajuns angajată DSP București, spungei de la B1, dosarele s-au depus în 48 de ore, deci trebuia să știi că să-ți depui dosarul, iar domnia sa, deși nu era licențiată în domeniul economic, juridic sau tehnic, așa cum cereau condițiile, domnia s-a absolvit management turistic la o universitate privată, ce să vezi, a luat 93,33 de puncte, chiar mai mult decât un medic stomatolog și unul de medicină generală, vorbim de Direcția de Sănătate Publică București. Cum vi se pare această situație? Și nu este singura. Știți că de-a lungul timpului au apărut tot felul de alt astfel de situații. Cred că mă întrebați dacă știu să dansez din buric. Nu vă întreb asta. Dar asta e noua calificare. Știți? Dom'le, nu știu. Uite, multe lucruri îmi scapă, dar mai ales dansul din buric. Dincolo de glumă, românii sunt hazli. Instituțiile iubesc frumusețea, se pare. E prima observație pe care o fac. Domnul Grindeanu poate dezvolta subiectul acesta mai bine decât mine. Instituțiile în România iubesc frumusețea feminină. Pe lângă această observație empirică pe care o fac, aș spune că ceea ce se întâmplă este din nou o palmă dată tinerilor care și-au făcut școala pe bune. Sunt copii, sunt adolescenți, sunt studenți în Timișoara care nu petrec timpul în discoteci, care n-au bani să cheltuie pentru a consuma inclusiv substanțe narcotice, care nu au cum să-și plătească excursii exorbitante în destinații spre destinații exotice și care, pentru că pariază pe studiu, pariază pe carte, pariază pe știință, pariază pe concentrare, pariază pe integritate morală, la 28-29 de ani sunt în situația de a da un prim examen în viața lor pentru a ocupa un asemenea loc. Fără influență politică, cei mai mulți constată că nu sunt primiți în sistem. Eu vreau să vă spun că știu un tânăr fabulos, dar de fapt nu mai e tânăr, că a trecut de 40 de ani, care a terminat la Sorbona, a terminat la Princeton, vorbește 10 limbi străine, s-a întors în România, este un profesor de istorie, specialist în bizantinologie și care nu a găsit un loc pentru el în sistemul de învățământ, mă refer la cel universitar, în timp ce, bineînțeles, o grămadă de impostori și-au găsit locul și chiar mai mult contextul unei cariere până la nivel de rector. E o maladie ceea ce vedem. Dincolo de glumă, dincolo de haz,
faptul că tu poți angaja în plină pandemie oameni total nepregătiți pentru funcția pe care sunt chemați să o satureze cu un conținut cognitiv și moral, e bine, faptul acesta este pentru mine un scandal. De aceea ne-au plecat 217.000 de tineri. Și ce facem, domnule, din România? Neamțu, ca să se schimbe situația asta? Pentru că acum nu mai e PSD-ul la guvern. Nu știu ce credeți dumneavoastră despre mine, dar eu rare ori am întâlnit oameni de dreapta în ultimii 10 ani în politica românească. Rare ori. Teoretic, PNL e de dreapta. Și o să vă uimesc. Pentru mine, dreapta înseamnă ceea ce a făcut Margaret Thatcher în 1980 și în 1990, că până atunci a supraviețuit, 10 ani. O reformă profundă, structurală a statului. Pentru cei care ne ascultă, recomand seria 4 din filmul The Crown pe Netflix acum disponibil. Dacă e mai greu să îți procuri o biografie a doamnei Thatcher, deși merită măcar să ne uităm la acest film pentru a vedea ce a făcut această femeie. A luat o țară care în 1975 era numită Marea Britanie The Sick Man of Europe, da? Omul bolnav al Europei, și a transformat această țară, Marea Britanie, într-una dintre cele mai atractive destinații pentru marele capital. Până într-atât încât astăzi, la Londra, au loc cele mai multe tranzacții financiare în întreaga Europa, din întreaga Europa, peste Frankfurt, peste orice altă capital. Deci, doamna Thatcher, cu o viziune incredibilă, a propus o reformă a statului și a tăiat din cheltuielile publice. Care este omul cu această viziune în politica din România? Nu știu. Păi, despre asta discutăm, degeaba ne uităm la Marea Britanie, în Franța, dar în România, spuneți-mi, liderul politic care poate să facă lucrurile acestea. Doamna Thatcher a avut un păcat. Citea cărți. Și ea, n-am să uit niciodată, a luat o carte, aici este o copie a unui manuscris medieval, Cartea Genezei, dar ea a luat o altă carte în mână și scrie așa, Friedrich Hayek, The Constitution of Liberty, Constituția Libertății, e tradusă și la noi. A luat cartea asta în mână după ce a citit-o și a mers cu ea la televizor la BBC și a zis la o emisiune cu un om ca dumneavoastră, pasionat, nemilos în întrebări, a zis, this is what we believe in, în asta credem noi. Cine era Hayek? Laureat al premiului Nobel pe economie, în economie. Om care a arătat că piețele libere generează mai multă prosperitate decât orice intervenționism statal. Femeia aia, că plecăm de la această dansatoare din Buric, femeia aia, de ce este acolo? Pentru că s-a creat o funcție artificială. Nu era nevoie de ea. Noi știm că ea nu este strict necesară pentru... Era nevoie de personal, dar de personal calificat. Buricul acelei doamne sau domnișoare, nu putem face ipoteze obraznice cu privire la statutul dânsei, dar acest buric este total irelevant pentru buna funcționare a statului român. Cred că suntem de acord. Ea nu va trebui să danseze ca să meargă bine statul român. Vedeți, și cu dansatoarele din buric, și pe vremea președintelui îi plăceau dansatoarele și aduceți-vă aminte. Important este că nu le-a plătit din banii dumneavoastră. Da? Deci, dacă tu convingi pe cineva să danseze în timpul liber în fața ta, înseamnă că ești șarmant și talentat. Dar dacă tu plătești dansatoarea cu banii bunicii tale, cu banii copiilor tăi, dacă tu te împrumuți și ajungi la un grad de împrumut care pune în pericol echilibrul macroeconomic, dacă tu, atenție, plătești dobânzile la nivel de 4% din PIB-ul României, dacă tu ai un deficit structural de 10% în România, domnul Cîțu și mai angajezi, că, și domnul mai Cîțu, angajezi o secundă, dansatoare domnul, din buric, domnul ai o problemă. Cîțu se lăuda că am ajuns cu dobândă negativă să ne împrumutăm. Deci acum știți cum e, politica e politică, de eu vreau să vă întreb altceva. Un lucru bun pe care l-a făcut guvernul actual, vreau să spun și eu asta, vă rog, a fost creșterea investițiilor. Asta e un lucru foarte bun. În perioada de criză, măcar atâta să facă și statul, investițiile publice sunt corect. O bulă de oxigen, dar întrebarea mea este unde este politicianul cu viziune care să facă o reformă profundă a statului român și a instituțiilor, că despre asta discutăm. Politicieni cu viziune mai sunt. Cred că aveți în față un om care are o viziune și nu pentru că m-am născut cu ea, pentru că m-a pasionat să înțeleg marea enigmă a ultimilor 200 de ani. Știți care e cea mai mare enigmă pentru istorici? De ce unele țări au eșuat și altele au reușit? De ce unele țări în Occident au reușit să ridice nivelul de trai în mod spectaculos, deși condițiile geologice, climatologice și așa mai departe erau defavorabile,
Și alte țări bogate în resurse minerale au eșuat. Cazul Argentinei. În 1907, Argentina avea același produs intern brut ca și Statele Unite. Astăzi, Argentina este una dintre țările care a falimentat de cel puțin 4 ori în ultimii 50 de ani, în timp ce America rămâne lider mondial. De ce anumite țări eșuează și alte țări reușesc? La această întrebare, unii dintre noi au un răspuns. De ce avem un răspuns? Nu fiindcă suntem noi născuți cu răspunsul pe buze, ci pentru că ne-a preocupat să citim, să analizăm, să comparăm. Și răspunsul onest este următorul. Fără o reformă a statului român, care este astăzi precum un obez călare pe umerii unui personaj rahitic, tot mai încercat și tot mai obosit, numit antreprenorul român, fără să luăm această povară grea, care înseamnă pensii speciale și nesimțite, care înseamnă aparat bugetar supradimensionat, care înseamnă peste 75% din primării incapabile să-și plătească angajații din propriile resurse, care înseamnă faliment la nivelul administrației locale, fără să luăm grasul ăsta mare și nesimțit de pe umerii unui sfrijit antreprenor care nu știe cum să-și mai plătească angajatul mâine. Eu am cunoscut asemenea antreprenori. La Noua Republică am avut asemenea antreprenori și la Mișcarea Populară am avut asemenea antreprenori. Unul dintre ei este candidat, cred că l-ați avut aici invitat, locul 2 la Camera Deputaților. Păi omul ăsta știți unde este acum la ora la care vorbim? Este într-unul dintre mall-urile din Timișoara, caută să rezolve o problemă care ține de condiția de pandemie generală și, bineînțeles, de situația industriei Horeca. Știți unde îl întâlniți sâmbătă pe acest om? În piața, dacă e deschisă, în piața unde își poate vinde varza. Alături de soție, alături de tată, alături de mamă. Într-un business de familie. Dom'le, antreprenori ca și Cosmin Cionca nu merită din partea autorităților și a statului român respect? De ce să fie respectat nu știu care securist care s-a pensionat la 42 de ani din sistemul public, a plecat din SRI și a făcut firmă, și a făcut firmă de security, că na, ce să faci, a mai dobândit postul sau funcția de decan pe la nu știu ce facultate, mai este și membru nu știu ce barou, mai are și nu știu ce altă firmă de avocatură, mai are și nu știu ce poziție politică. Dom'le, aceste pisici, dar insult pisicile, acești porci, iertați-mă, ai sistemului, că nu pot să folosesc altfel cuvintele la această oră, aceste pisici grase ale sistemului sau acești porci din mlaștina dâmbovițeană sufocă România prin mirosul lor. Dom'le, Comtimo aici producea niște mirosuri teribile. Și acum mai sunt zone unde... N-ați să înțelegeți mai bine ca mine ce înseamnă mirosul pestilențial al acestor ferme de porci. Și ca să nu se supere cei care ne ascultă, dragi prieteni, imaginea este din George Orwell. Ferma animalelor este o referință culturală de cel mai înalt nivel, ca și 1984. Și o ultimă întrebare, domnule Neamțu, cum scăpăm România de acești, citesc din dumneavoastră, porci... Nesătui! Porci nesătui. Citez, am închis ghilimelele. Cităm împreună din George Orwell, ca să nu fim dați în judecat. Cum scăpați România? Care este viziunea dumneavoastră? Cred că trebuie să nu le mai dăm în șgheab, da? Atâta hrană. Hrană care provine de la niște căprioare, care provine de la niște ființe inocente din pădure. Noi asta facem acum. Noi luăm hrana de la căprioare și căprioarele care sunt tot mai, repet, rahitice, tot mai nemâncate, tot mai slabe, tot mai anemice, luăm mâncare de la căprioare, de la generațiile de copii, de elevi. Gândiți-vă cât este astăzi o bursă a unui elev eminent în România. Luăm hrana căprioarelor, da? Căprioara aia lui Labiș, o știți? Din povestea fabuloasă. Și o dăm porcilor, domnule. Asta facem noi acum. Eu propun ca nicio mâncare sănătoasă, curată și bună, care trebuie dată căprioarelor să nu mai ajungă în jgheabul porcilor. Eu propun cură de slăbire pentru porci. Asta propun eu. Cu acest mesaj electoral foarte clar al domnului Neamțu, încheiem emisiunea. Acum rămâne de văzut unde sunt porcii și cine le taie alimentația. Până luni vă spun ca de obicei sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfâșie. O seară nebănuită.